Bună seara, doamnelor, domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect Cultura în Imagini. Din timp în timp este cazul să ne curățăm sufletul de toate vicisitudinile de care avem parte de-a lungul vieții, de-a lungul zilelor, astfel încât uneori simțim nevoia să vorbim și de chestiuni plăcute sufletului și nu numai. Avem deosebită plăcere în această seară de a discuta cu două doamne despre o asociație ce promovează egalitatea de șanse, drepturile femeilor și tot ceea ce înseamnă femeia în societatea Gorjului și nu numai în societatea din România. Așadar, doamnelor, domnilor, în această seară sunt alături de noi doamna Loredana Pupăzan, membru în Consiliul Director al Asociației Uniunea Femeilor din Gorj. Stimată doamnă, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Și în egală măsură, doamna Corina Măruțoiu, de asemenea membru Consiliului Director al aceleiași asociații Uniunea Femeilor din Gorj. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! În câteva cuvinte, despre ce este vorba în această asociație, mi-aduc aminte, am mai avut odată plăcerea de a o găzdui pe Andreea Popa, colega dumneavoastră, și am fost surprins mai mult decât plăcut de faptul că, iată, după, să spunem, ani și ani, există o voce la unison a femeilor în Gorj, atât în ceea ce înseamnă promovarea drepturilor domniilor lor, cât și în egală măsură o luptă pentru, o luptă, îi putem spune, pentru ceea ce înseamnă acordarea de șanse egale. Pentru că, din păcate, ne uităm la România post-decembristă, și vedem că aproape mereu femeile n-au avut aceleași șanse pe care le-au avut bărbații. Cei drept în ultimii ani s-au văzut progrese semnificative, astfel încât încet, încet, cred că putem vorbi de aceleași drepturi, de aceleași obligații pentru ambele sexe. Dar să revenim la asociație. Cum a luat ființă acest proiect mai mult decât interesant și în ce stadiu ne aflăm cu el acum? Da, ne-am înființat în iunie 2018, dar în iunie ne-am înființat ca și documente, ca și acte în regulă. Dar această asociație era pe buzele Simonei Rădoi, care este președintele asociației noastre și pentru care vreau să-mi cer scuze că nu poate să fie prezentă, pentru că are niște probleme în familie. Dar Simona Rădoi avea de mult și-a pus pe hârtie anumite lucruri și a dorit să înființeze această asociație. Suntem, cum spuneați despre drepturi, noi femeile am avut drepturi dintotdeauna, numai că nu am fost promovate. Eram în așa fel încât eram undeva ținute așa sub anonimat și nici o femeie nu putea să spună ceva pentru că era pe undeva marginalizată. Corect. Societatea, legislația pe care foarte multă lume nu o cunoaște, dar să știți că de ceva ani eu am foarte mare încredere în tot ce se întâmplă în instituțiile statului, pentru că o promovează atât pe ea ca femeie, nu se ține cont că este, o să vă spună mai târziu și colega mea care este asistent social și se confruntă cu anumite situații, dar să știți că femeia este mult mai puternică decât un bărbat. Aici sunt absolut de acord cu dumneavoastră. În foarte multe sectoare și momente ale vieții, femeia este mai puternică decât un bărbat. Femeia este mult mai rațională și încercăm pe cât posibil să o promovăm și nu neapărat femeia, cât și problemele din jurul ei. Și să facem în așa fel încât să aibă curaj, indiferent de situația pe care o întâmpină, să aibă curaj să vină și dacă nu se duce către o instituție, către o primărie, către unde are nevoie, să vină către noi. Și pentru asta aș vrea să le cer într-un fel prezența atât în mediul nostru online, adică pe Facebook, pe pagina noastră de Uniunea Femeilor din Gorj, și acolo să devină membri și să ne spună orice problemă o au, au întâmpinat-o sau o cunosc. La momentul acesta, estimativ, câți membri, câte membre? 100 de femei, dar să știți că pe zi ce trece numărul lor e în creștere, de la fiecare situație, de exemplu, în funcție de cum și ieșim în viața lor. Cunoaștem foarte multe cazuri, o să vorbim și despre ele. Încercăm pe undeva să-i ajutăm, indiferent de situație, indiferent de problema pe care o au,
vrem în așa fel să îi ajută, să le ajutăm pe termen lung. Să le punem la dispoziție informația pe care noi o avem, pentru că în cadrul asociației este un consiliu director, sunt prezente, bine, nu facem discriminare, adică dacă nu are o anumită funcție sau nu are o anumită școală sau nu poate să fie activă. Dar vreau să vă spun că avem juriști, avem contabili, avem cenzori, avem, deci suntem o echipă în spate. O să vedeți că am avut anumite campanii în care s-au implicat, au venit în sprijinul nostru atunci când au aflat că vrem să facem un anumit lucru și au spus vreau să fiu prezent acolo, vreau să ajut acolo. Și pe undeva, făcând anumite lucruri în comun, ne-am mărit. Am venit mult. Vă întreb pe dumneavoastră ce am întrebat și pe Andreea Popa la prima emisiune cu reprezentanții ai asociației dumneavoastră. Primiți și persoane de sex masculin? Că din, da, am putea să nu facem discriminare. Să faceți o derogare că... de am putea să regulament vă primim, sau ce aveți acolo. Să facem o abatere de la regulă. Dar ați putea să veniți în sprijinul nostru, dacă nu direct ca și membru, puteți să o faceți pe lângă, exact cum spuneam și ceva mai înainte, să ne ajutați cum puteți. Așa este, până la urmă, mereu am fost adeptul ideii că asociații, ONG-uri, orice poate ajuta la bunul mers, la derularea bunului sau la derularea, să spunem, chestiunilor civice. Orice demers este binevenit, orice asociație care participă din plin la viața comunității și este care un lucru, se implică, exact, este un lucru mult. Pozitiv. Vă dau un exemplu, în data de 11-7-2019 am avut o campanie pentru a-l susține un băiețel de 14 ani, Dijmărescu Constantin Valentin, tatăl a apelat la asociația noastră. Și am încercat să strângem cât am putut din vânzarea biletelor, atât în vânzare, cât și din donațiile celor care au fost prezenți în sală, cât și din cei care au fost ca și au făcut parte din acest proiect, au fost și cei care au strâns bani mână de la mână, au mers în stradă și au strâns de la fiecare cetățean în parte ca să putem să-l ajutăm pe Costi. Aș vrea pe această cale să-i mulțumesc domnului primar din Târgu Jiu, domnului Romanescu, pentru că a fost prezent și am văzut și ne-a și susținut și am văzut că și vineri la spectacolul pe care l-ați avut și pe care îl văd că îl susțineți, a strâns ceva bănuți și de acolo. Și pe această cale aș dori să-i mulțumesc pentru prezență, pentru implicare și aș vrea să-l rog, dacă se poate, să ne pună la dispoziție un spațiu pentru un sediu pentru a ne face cunoscute mult mai mult în Târgu Jiu, pentru că orașul este mult mai mare. Noi avem sediul la Rovinari. Este foarte greu pentru cei care vor să participe să vină la Rovinari, tot timpul la Rovinari. La Târgu Jiu este și... Deși paradoxal, aici este municipiul reședință, exact, de județ și mi s-ar părea firesc să existe clar aici un, da, sediu, dar cu siguranță îi va fi transmis domnului primar Marcel Laurențiu Romanescu solicitarea dumneavoastră în calitate de reprezentante ale Asociației Uniunea Femeilor din Gorj și sunt convins, la cum îl cunoaștem pe dumnealui, că va face tot posibilul încât să dea curs demersului dumneavoastră. Pot să-i transmit și personal rugămintea dumneavoastră și, repet, sunt convins că vom găsi deschidere la dumnealui. Avem, iată, un an plin, un an plin de evenimente, un an plin de inițiative, un an în care ați reușit într-un fel sau altul să schimbați soarta atât a femeilor care au apelat la dumneavoastră pentru diverse probleme, dar iată și soarta unor oameni care au avut nevoie, cum a fost acest caz, să spunem, medical, de ajutorul dumneavoastră, iar dumneavoastră nu, în calitate de asociație, nu ați pregetat să vă oferiți tot concursul pentru a răspunde favorabil. V-ați propus, nu știu, un ca target un număr de evenimente pe an sau pur și simplu dacă se întâmplă să fie foarte multe, le veți rezolva pe toate? Nu avem un target. Teoretic avem un program al nostru, dar tot timpul a intervenit câte ceva. De exemplu, cazul băiețelului al lui Costi, că noi ne-am obișnuit să-i spunem Costi, da, a venit așa dintr-o dată. Am mai avut un caz, dau un exemplu, al Ioanei. Un băiețel tot de 14 ani care pentru noi a fost o, pentru mine cel puțin și pentru colegele mele sunt convinsă, era un
băiat cu probleme de sănătate, am apelat la sprijinul oamenilor să ne ofere în jur de 6.000 de euro pentru achiziționarea unui dispozitiv pe care Casa de Sănătate nu putea să îl deconteze. L-am ajutat cum am putut. Am mers la, pe această cale, mulțumim și domnului primar din Rovinar pentru că ne-a sprijinit cu un ajutor financiar către acest copil pentru a pleca în străinătate. Dar satisfacția cea mai mare, nu contează pe ansamblu ce am făcut, dar satisfacția cea mai mare a fost când l-am văzut că a stat în scaun. El care nu se putea ridica din pat. Da, este o senzație, presupun, fantastică. Deci împlinirea, nu contează cât efort depui în spate pe undeva, cât e atunci când vezi că ai rezolvat ceva. Absolut de acord cu dumneavoastră. În altă ordine de idei, spuneați că aveți în cadrul asociației ca membre femei din toate domeniile sociale, da, din toate sectoarele de activitate. Iată, doamna Corina Măruțoiu este asistent social. Cum, da, reușiți să împăcați, stimată doamnă, această meserie de asistent social, iată, cu o muncă de voluntariat, ceva ce faceți de plăcere din suflet? În primul rând, munca de asistent social prima dată începe ca voluntar. Dacă nu ai o afinitate față de oameni și nu te interesează soarta lor, uneori, că știu, eu lucrez și în spital, nu, asta nu are nicio legătură cu asociația, dacă nu depui eforturi ca să ajuți și să rezolvi acea situație și acel caz, atunci nu are niciun rost să fii nici voluntar, nici asistent social. Nu are nicio legătură. Care a fost până la momentul acesta cea mare provocare de care ați avut parte în asociație? Nu știu, să spunem, evenimentul care v-a solicitat cel mai mult, cea mai complexă organizare, cea mai mare zbatere? Cea mai mare zbatere a fost cazul lui Costi. Apoi avem sunt foarte multe lucruri pe care am fi putut să vi le spunem. De la începutul anului avem foarte multe activități. Avem tombola cu jucării, este tombola pe care Ana Maria Lungu, membru în Consiliul Director, a dus-o la bun sfârșit. Am strâns niște bani din această tombolă, după care am cumpărat niște cadouri pentru copii nevoiași, familii nevoiașe, le-am făcut cadou, deci cum ar veni, am luat niște bani dintr-un lucru pe care copiii le-au donat, jucării, hăinuțe, am făcut bani de acolo și am dus către alte familii nevoiașe care știam că au... Am avut anumite date din primării, din... Știam... Deci ați cules niște informații, să spunem, despre familii sau persoane defavorizate, exact, și ați mers... Exact. Noi să știți că avem grupul țintă. Că asta e cel mai important, să ai grupul țintă. Corect, identificarea lui. Având grupul țintă, e foarte ușor să lucrezi. Adică am făcut tombola pentru jucării. Apoi a venit ziua 1 iunie, ziua copilului, unde aș dori pe această cale să-i mulțumesc doamnei Furulescu Livia, instructor de aerobic și kango, care a venit fără să ne ceară un ban. Că foarte multă lume spune, de unde aveți bani? De unde faceți? Să știți că iată, mai este voluntariat. Cu suflet mare. Voluntariat. Avem pe doamna Pârvan Roxana, dacă nu mă înșel, care a participat tot pentru 1 iunie, pentru ziua copilului, care a venit cu tot felul de fete care îmbrăcate și ursitoarele, în ursitoare. Da, deci o avem pe doamna Mischiu Mădălina, care a venit și ne-a pictat face painting. Și, deci fiecare a pus mână, știți cum e, la o mână fiecare vine și contribuie cu câte ceva. Și din nimic, n-am avut nimic, doar pe hârtie schițasem, a ieșit ceva fabulos pentru copii. Pentru că până la urmă asociația nu implică doar activități de a strânge haine, de a le duce către o familie și a-i lăsa acolo. Pe undeva te duci și cu acele cadouri, că avem și noi, de exemplu, am început deja colectare de haine, avem un proiect la fel denumit De la inimă la inimă și strângem niște haine, strângem și jucării, dar asociația nu implică doar acest lucru. Corect. Aveți educație, un spectru mult mai... Vrem să prinde cam tot. Și pentru că ați pomenit de educație, este compartimentată asociația pe domenii? Da. Pe, avem 5 departamente. Departament social, avem departament cultural, avem departamentul de sănătate, pentru tineret, pentru persoane vârstnice. Deci practic fiecare... acoperiți întreaga paletă, să spunem, socială. Da. Am avut anul trecut, în octombrie, când în Rovinar s-a serbat ziua pensionarului, un caz, depistasem o doamnă care era bolnavă de cancer și toată lumea știe ce înseamnă cancer, mai ales când afli că ești deja în fază terminală. Am bătut la ușa doamnei și am întrebat-o care este nevoia dânsei.
și ne-a spus că nu are nevoie decât să-i deschidem ușa. Iată. Am chemat-o, am aranjat-o, am făcut-o frumoasă și am chemat-o la ziua pensionarului, în căruț, că nu mai putea să se deplaseze, a participat, bine, că după 2 săptămâni s-a stins din viață, dar a fost atât de mulțumită. Cum se spune, a plecat împăcată de pe, da, de pe lumea, da, aceasta, că cineva i-a deschis ușa, da, cineva a întrebat-o de vorbă și a făcut-o să se simtă, chiar și pentru scurt timp, altfel. Să știți ceea că ce e mare lucru. Este foarte important ca femeia să se simtă apreciată. Am mai avut o vorbă și încă mi-o susțin, chiar dacă poate pentru unii oameni nu este femeia pantalon, așa sunt denumit-o eu. Așa văd femeile, unele femei care sunt luptătoare. Nu trebuie să te îngenuncheze, nicio problemă. Tratează-o ca atare, stai calm în situație și du-te exact acolo unde ai nevoie. Pentru că, exact, mă repet, poate instituțiile statului ajută atât de mult. Sunt locuințe sociale, sunt venituri pe care o mamă poate să, singură vreau să spun, o mamă singură, că până la urmă o să discutăm și despre o campanie, un proiect pe care l-am inițiat. Sunt mame care spun, nu pot să fac lucrul ăla, că nu mă pot descurca, pentru că ele sunt descurajate inclusiv de soți, de parteneri, de poate și de familie, de societate, înțelegeți? Și lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că orice femeie, de fapt orice om poate. Nu există nu pot, doar nu vreau. Cine spune că nu pot, nu a încercat suficient. Așa este, din păcate, și o spun cu regret, pentru că nu sunt, să spunem, sau sunt total împotriva abuzurilor și împotriva defavorizării. Din păcate, în România post-decembristă, condiția femeii n-a fost întotdeauna acolo unde ar trebui să fie, adică femeia n-a fost așezată măcar pe picior de egalitate cu bărbatul, fiind deseori vorba de discriminare, fiind deseori sau ajungându-se uneori la situații total nedorite. Vă aduc aminte și cu siguranță și acest lucru, și cu siguranță v-ați confruntat cu cazuri de femei maltratate în familie, da, de către soț sau partener. Violență domestică, da, violență până la urmă. Domestică, din punctul meu de vedere, absolut gratuită și nejustificată. De situații în care persoane de sex feminin au încercat să se angajeze în anumite domenii și au fost defavorizate, discriminate pentru că sunt femei, și lista poate continua. Nu putem vorbi, încă nu putem vorbi de o schimbare totală a mentalității în România, dar, repet, s-au făcut pași importanți și cred că știți și sunteți de acord cu mine, se fac constant pași importanți în ceea ce înseamnă, până la urmă, o nivelare, o aducere la același numitor a ceea ce înseamnă bărbați și femei. Corect? Suntem egali în drept. Avem Agenția Egalitate de Șanse, care este în subordinea Ministerului Muncii, și atunci femeile pot să apeleze acolo dacă sunt sub... Da, nu numai la asociația noastră, deci adică eu vorbesc și pe partea de stat. Mai există o întrebare, nu... pentru că ați deschis acest subiect. Mai există în Gorj vreo altă entitate, vreun alt ONG, vreo altă asociație care să aibă, să spunem, să meargă în aceeași direcție cu dumneavoastră? Nu, din câte știu eu, nu. Nu, este prima entitate, deci asociația aceasta, și care se ocupă și de violență, din câte știu eu, și pentru combaterea violenței domestice în familie și în și a femeii, și nu numai a femeii, și că poate să fie și bărbatul. Mă uit la titulatura asociației dumneavoastră, iată, Uniunea Femeilor din Gorj, și mă întreb în cât timp vom ajunge să avem asociația Uniunea Femeilor din România. Ar fi minunat. Asta ar fi cel mai, este cel mai ceea frumos. Ce asta ne dorim. Doriți la nivel ne de... dorim. Vă dați seama că vrem să ne dezvoltăm, nu vrem să rămânem în același stadiu. Noi suntem mulțumite momentan pe ceea ce suntem acum. Dar vă dați seama că ne dorim să fim cât mai multe. Până la urmă, dacă suntem mână de la mână, nu știu dacă ne-ați văzut bannerul nostru al asociației, suntem mână-mână. Și vrem ca fiecare mână să meargă mai departe. Mai departe, femeie să-și aducă contribuția. Până la urmă, asta este esențial într-o asociație. Iată, suntem... doamna Simona Rădoi pe Facebook zice: felicitări și sunt mândră de voi, de dumneavoastră în mod special. O pupăm, da, o pupăm. Și da, pe Mihaela o arfă, pe toate, da, fetele. O așteptăm de altfel pe doamna Simona Rădoi la o emisiune la noi aici pentru a ne povesti cum a pus pe picioare acest proiect și cât de greu a fost, pentru că vorbim de mentalități în România, da, vorbim de o anumită închistare. Stimate doamne, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem, ne reauzim în câteva minute.
Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050 111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vine în întâmpinarea dumneavoastră cu oferta universitară 2019-2020. Oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 400 de euro pe an, master 450 de euro pe an. Taxele de studii se reduc între 50% și 100% pentru studenții sau masteranții care sunt membri de familie, studenții și masteranții care promovează ULIM în rândul a cel puțin 5 persoane care se înscriu la studii la ULIM. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253 214 019 sau 0734 517000. ULIM, viitorul carierei tale. Primarul Comunei Stejari, Robert Păiuș, și Consiliul Local vă invită în perioada 20-21 iulie 2019 la Zilele Comunei Stejari. Sâmbătă 20 iulie, locuitorii Comunei Stejari și nu numai se vor putea bucura de un mega spectacol în care îi vor putea vedea pe Constantin Enceanu, Sandar Gint, Emil Badea, Eugenia Filip, Leonard Petcu, Alina Darap, Ilie Dură și Marian Medregoniu. Seara se încheie cu un show de senzație alături de 3 Sud-Est, începând de la ora 21:30, iar la final un extraordinar foc de artificii. Duminică 21 iulie, începând cu ora 13, Școala Populară de Artă împreună cu tinere talente vor susține un spectacol artistic. Evenimentele vor avea loc în zona de agrement a Fagilor Seculari, din punctul Ronghia, satul Stejari. Vă așteptăm cu drag! După gusturile tale, alege mâncarea preferată. Unde? La șaurmeriile Iatagan găsești cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, șaorma, hamburger, meniul zilei sau chiar meniu cu șnițel. La șaurmeriile Iatagan nu se folosesc produse congelate, iar la fiecare meniu comandat se oferă din partea casei o doză de suc. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116A, colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaurmeriile Iatagan. Gust și calitate. Pomadilcom SRL. Pomadilcom SRL vă așteaptă în sediile din Târgu Jiu, strada Termocentralei, numărul 15, bulevardul Ecaterina Teodoroi, în complex Păltiniș, Rovinari, Cărbunești, Brănești, cu produse de sezon, alimente, cafea, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, prăjituri, cozonaci și multe altele. Pomadilcom SRL. Satisfacția noastră, mulțumirea dumneavoastră. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Piscina Dumbrava din Târgu Jiu te așteaptă cu muzică, distracție și soare. Piscină în aer liber. Simte adrenalina pe topoganele din parcul de distracții. Ambianță, cocktailuri, bună dispoziție, natură.
Vă așteptăm zilnic între orele 10 și 18. Doar la piscina Dumbrava distracția e garantată și vara e mai fierbinte. Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică radiodifuzorul SC Top BB Video SRL, deoarece nu a comunicat raportul semestrial cu privire la situația operelor europene promovate și difuzate în cadrul serviciului de programe de televiziune pentru care este licențiat, așa cum avea obligația conform articolului 88 din Codul Audiovizualului. Am revenit, dragii mei, cu a doua parte a emisiunii în care avem deosebită plăcere de a găzdui două membre în Consiliul Director al Asociației Uniunea Femeilor din Gorj, doamnele Loredana Popăzean și Corina Măruțoiu. Înainte de a le da cuvântul, aș vrea să vă spun și să-i transmit pe această cale și colegului meu Bogdan Țurcaș că oricând poate adera la asociație. Asta dacă în pauză mai avea dubii cum să ajungă și el membru în Asociația Uniunea Femeilor din Gorj. Am glumit, bineînțeles. Stimate doamne, cât de dificil, cât, iată, mi-a și răspuns Bogdan, dar o să discut cu el după, cât de dificil este să, bun, înțeleg, vine ideea unui proiect, iată cum a fost cazul noastră, ați avut o idee, după care urmează să puneți pe foaie și urmează să derulați acea acțiune. Cât de dificil este acest întreg demers și câtă lume se implică, iată, într-o idee bună a cuiva? Vă dau un exemplu. Am avut o campanie de prevenire a sarcinii nedorite pe care am susținut atât în liceul de la Rovinari, cât și în câteva licee din Târgu Jiu. Ideea a fost a mea, a fost un proiect de suflet pentru mine. Undeva m-am regăsit în toată povestea asta. Am avut o idee, am solicitat sprijinul fetelor, adică în Consiliul Director ne punem pe hârtie cam tot ce am vrea să facem și apoi am bătut la uși. Am bătut la doamna doctor ginecolog, doamna Carmen Bărbulescu, pe care o salutăm și o pupăm. Am bătut la doamna asistent social Corina Măruțoiu, un psiholog și de acolo... A început. Și știți cum? La început zici, vai, este foarte greu, ocupă timp. Nu. Nu ocupă timp. Când faci ceva de plăcere, nici nu simți când a trecut timpul. Și nu trebuie neapărat să stai la asociație, la sediul asociației. Trebuie să mergi, să vorbești cu omul, să intri în sufletul lui, să-i vezi problema și să înțelegi și tu să îl înțelegi pe el, pentru că omul te percepe. Corect. Te simte dacă ești, dacă îl înțelegi. Dacă nu te implici. Exact. Sau dacă îl lași mai bine acolo. Știi că nu poți să-l ajuți, mai bine îl lași acolo. Nu pot. Dar decât să-i dai speranțe și apoi să-l lași tot în același... Da, în aceeași, mai bine nu... Așa am făcut noi. Avem cazurile pe care le știm, le mediatizăm, le încercăm să le ajutăm, le punem pe hârtie și apoi mergem către ușile care noi știm că avem sprijin. Ați pomenit de acest, iată, proiect, să spunem, de educație sexuală, da, adică de prevenire a unor sarcini nedorite, mijloace contraceptive și așa mai departe. Vorbim de toate astea în România, o țară care este extrem de refractară, și aici mă refer la mentalitatea colectivă, da, chiar a familiilor, ca la școală, într-un mediu organizat, cineva, doctor, asistent, să vină să vorbească fetelor și băieților de așa ceva. Din păcate vă mărturisesc, sunt profesor, discut cu părinți, discut cu elevii. Oamenii, și aici mă refer adulții care au acești copii, nu privesc deschis problema. Se consideră că sunt subiecte tabu, că sunt subiecte care ar trebui discutate în familie, însă aceiași părinți uită acasă să discute cu copiii. Și ajungem la situații extrem de urâte și subliniez, să ai copil la 10, la 11 ani, practic un copil cu copil. Și da, extrem de urâte și da, uneori să vină mămica în spital cu minora și să meargă la avort. Și când spuneți minora, nu cred că vă referiți la 17 ani. Da, am spus 14-15 ani, nu e prea ok, dar când spui lucrurile astea și nimeni nu ia nicio atitudine și închidem ochii că așa e firesc, nu e prea normal. Deci trebuie schimbată mentalitatea, adică de la părinți până la urmă, părinții trebuie și implicați, mămicile și... Să știți că merg pe premiza că dacă părintele nu încearcă să evolueze în același timp cu copilul, mă refer nu că să facă, să-i accepte toate greșelile, dar până la urmă acceptă
că are o problemă și nu încerca să-l pui jos, să-i găsești o vină. Încearcă să-l sprijini. Rezolvă-i problema și după care i-ai rezolvat problema, atunci încearcă să-i explici unde a greșit și de ce a greșit. Pentru că avem cazuri în care a venit la asociație o fetiță de 15 ani, nu pot să-i dau numele pentru că nu este exact. Așa, okay, și ne-a contactat cum că tatăl o abuzează fizic, psihic, că până la urmă cam ambele sunt cam au aceeași intensitate. Deoarece ea așa a început viața sexuală și nu înțelegea tatăl că ar fi trebuit pe undeva nu să-i zică, da, draga mea, bine ai făcut, sunt de acord cu tine, dar măcar pe undeva arată-i că ești lângă ea. A plecat de acasă fetița, s-a dus în centru, a găsit un alt băiat care, mă rog, cu probleme. Și uite, așa situația se complică. Se complică. De asta spun părinții, să încerce pe undeva, eu știu că timpul este foarte scurt, adică fiecare aleargă după a face un viitor, tot pentru copii, dar uităm lucruri amănunte. Lucrurile care nu costă foarte mult timp și nici foarte mulți bani. Până la urmă este foarte ușor să iei copilul, să ți-l duci și să-l ții lângă tine 5-10 minute. Acordă-i-le lui, doar lui. Nu am făcut o excursie, dar am făcut-o unde am vrut eu și soția și mama, dar n-am întrebat niciodată copilul meu unde vrea să meargă, ce vrea să facă, și încercăm pe undeva și aici să umblăm, pentru că problemele care le avem, greutate, lipsa banilor, a comunicării foarte mare între parteneri, între copii, între noi, creează monștri. Cât de departe vedeți momentul în care școala, și aici mă refer la întreg sistemul educațional, va fi pregătită școala așadar să deruleze aceste programe de educație sexuală și altfel decât pe foaie? Pentru că am văzut de-a lungul acestor, nu știu, ultimilor 10 ani, de vreo 4 ori inițiative, de la anul vom începe, consultăm părinții, consultăm asociațiile de părinți, consultăm elevii, consultăm pe toată lumea dacă este bine și rămâne la stadiul de, sau moare în fașă acel proiect. Ei, și cu toate astea avem în continuare la nivel de țară cazuri de fetițe de 10, 11, 9 ani, din păcate am văzut, care rămân însărcinate. În mare parte și din cauza lipsei accesului la informație. Va fi România pregătită să ofere în școală programe de educație sexuală de la vârste fragede, încât să se ajungă sau să nu se mai ajungă la aceste anomalii de care pomeneam? Este pregătită. Problema este că trebuie să se facă foarte multă mediatizare. Până la urmă, așa cum s-a făcut atunci o mediatizare cu acel vaccin pentru cancerul de col uterin. Dacă vă aduceți aminte, și ce nebunie a fost. Dacă crea acea stare pe undeva să se meargă și să se discute, pentru că este un subiect greu de digerat. Până la urmă este foarte greu să accepți tu ca părinte, și eu sunt mamă de fete, până la urmă mi-a fost foarte greu să accept că fiica mea are o relație, o prietenie la început, cum da. Toți am trecut prin așa ceva. Și e foarte greu, dar pe undeva stai în spatele lui, verifică-l, dar fără să fii prea mult prezent fizic în fața lui. Dar părinții ce fac? Merg pe acea premiză ca la, cum spuneați, dinainte de 89. Râde lumea dacă te vede acolo. Nu îi dă acea libertate de care are nevoie. Mergi la un suc, mergi la un film, mergi, că îți văd anturaj, ai un anturaj greșit. Până la urmă să știți că învățăm din viață de la fiecare. Și de la cel bogat, și de la cel sărac, și de la cel care a făcut o greșeală, și de la care este de nota 10, și cel care este de nota 4, învățăm de la fiecare. Dar dacă încercăm să ținem copilul doar a vedea doar așa în față, pe undeva îl va claca. Iar tu, ca părinte, cred că vei rămâne pe undeva vei rămâne puțin marcat că ai contribuit sau poate puteai să contribui favorabil la a-l dezvolta pe el așa cum ar fi trebuit. Dezvoltarea psihică, dezvoltarea emoțională actualelor generații de adolescenți, pentru că sunt mai multe, vorbim și de cei de 10, 12, da. 12, 14, 16, 18 și așa mai departe. Dezvoltarea psihoemoțională a acestor adolescenți este una problematică. Ne uităm
vă spun că lucrez cu ei în fiecare zi, îi văd la școală, vorbim de o anumită stare de labilitate. Adolescenți care trec în decursul a 50 de minute de la bucurie la tristețe, fără motive. Adică fără motive vizibile. Fără motive, vizibile. Să spunem, ușor de identificat. Pentru că nimeni nu știe de fapt ce este în sufletul. Și ajung uneori și în secția psihiatrie acești adolescenți. Absolut, absolut. Că vă spun eu acum din perspectiva mea că sunt social, ce am constatat. Da, sunt mari da. Să spunem, probleme de adaptare. Și problema de adaptare, lipsa părinților, uneori părinții sunt plecați din țară, afecțiunea. Multe ori, din păcate. Deci contează foarte mult dacă nu există afecțiune, copilul acela e ca și cum n-ar trăi singur. Și pentru că ați adus vorba de această lipsa părinților și practic rămasul în grija bunicilor de obicei. Da. Vi s-a întâmplat să aveți cazuri, nu știu, sociale de acest tip, adică da. adolescente? Nu, adolescenți. Am avut un caz care m-a speriat. Pur și simplu mergeam pe stradă, am primit un telefon de la fetița despre care v-am spus că a fost abuzată de către tată, care este foarte activă cu noi și adică ne frecventează pentru că a căpătat o încredere în noi. Am ajutat-o cum am putut și sper că este bine și să nu mai să asculte de părinți, așa cum sunt ei. M-au sunat și mi-au spus că pe stradă umblă doi copii de 9 și de 12 ani, frați. N-au casă, n-au masă. Am crezut inițial că mai fac tot felul de glume și încearcă pe undeva să... M-am întâlnit cu ei doi amândoi de mânuță, cu cea care ne-a sunat. Și mi-au spus, nu sunați pe bunica pentru că bunica se sperie dacă aude că suntem pe stradă. De cât timp sunteți în stradă? De 3 zile. De ce? Pentru că bunica ne-a pedepsit că am greșit. Și i-am rugat frumos să mă ducă la casa în care ei au stat. Adică unde era bunica? Nu. A. Ei, părinții, mama copiilor, i-a abandonat de când avea fetița un an. Tatăl plecase, deci asta am aflat ulterior de la ei, tatăl plecase cu 2 ani de zile în străinătate și a lăsat în grija bunicii paterne. Bunica acum se mai supără pe ei, că mai fac și ei probleme, mai fac și ei prostioare, mai împrumută jucării, mai mint, mai, mă rog, fac prostioare. Și i-a pedepsit ducându-i la un apartament în care au stat părinții lor. Uh-huh. I-au lăsat acolo, n-aveau curent, n-aveau gaze, n-aveau mâncare, nu aveau nimic. Și i-am întrebat, cum vă treziți voi dimineața la școală? Ne uităm pe geam. Mi-au spus numele de familie, am intrat pe Facebook, am găsit tatăl copiilor, l-am contactat. Am trecut prin mai multe emoții cu ei. Într-un final a venit tatăl la casă și am făcut niște documente în ceea ce privește intrarea în legalitate a bunicii până la urmă, pentru că trebuie să fie un responsabil de ei. A, deci nu exista un document. Nu exista niciun document prin care exact, creșterea lor. Exact. Să fie un reprezentant legal al copiilor. Adică erau părinții, dar părinții erau inexistenți. Și a lăsat-o, da. Și mai am încă o problemă în acest aspect. Aș vrea că mai sunt copii care sunt lăsați în grija bunicilor. Nu trebuie să le fie rușine pentru că ei vor fi remunerați dacă vor avea grijă de copii. Că am întâlnit bunica acestor doi copii care spunea, eu nu vreau bani de pe urma copiilor. Nu sunt bani de pe urma lor, e un drept al lor. Da, nu trebuie să-l privezi de el. Da, și asta spun că pe undeva asociația mediatizează tot ce se poate mediatiza. Dacă ei nu au acces la informație, poate nu știu unde să citească, poate nu știu cum să răspoiască. Legea este foarte ușor interpretabilă, adică o virgulă poate pune în favoarea cuiva sau în defavoarea cuiva. Corect. Dar dacă vii acolo și spui, eu am problema asta, noi știm clar ce trebuie să facem. Și unde să deschidem ușa? V-am spus, vrem foarte mult și ne axăm pentru rezolvarea situației ca să dormim noi liniștit, adică nu am făcut un lucru și l-am lăsat așa. Să știi că acel copil este cu bunica, este în regulă și fetița și el, tatăl a plecat acolo, mă rog, pentru bani, pentru problemele teoretic lor. Teoretic a plecat exact pentru bani. Da, fiecare nu pleacă de drag de acasă, puțin nimeni. Puțin sunt cei care pleacă de plăcere exact. Sau pentru că da. Le vine câte o idee. Nu, cei mai mulți pleacă din cauza lipsei banilor. Suntem la jumătatea lui iulie, mai sunt luni bune până la finalul anului când probabil veți iniția o nouă acțiune de Moș Nicolae, de Moș Crăciun. Da. Până la acel moment pe care cu siguranță copiii, să spunem, cu nevoi, copiii aflați în suferință financiară și nu numai, au nevoie de aceste cadouri de la dumneavoastră.
Până la momentul acela, spuneam, al lui Moș Nicolae, respectiv Moș Crăciun, aveți în plan, aveți în derulare alte proiecte, alte activități? Vrem să, de fapt, lucrăm și am dat drumul al acest proiect, O vacanță de vis pentru o mamă singură. Și este un proiect tot la fel de suflet pentru toate mamele care își cresc copiii singure. Pe această cale le doresc mamelor sau cine cunoaște o situație mai deosebită, adică o mamă care se descurcă foarte greu cu copiii, vrem să le organizăm o vacanță, o excursie la mare, la munte, unde își dorește, dar să fie cu o situație mai... să se înscrie, să intre pe asociația noastră, v-am spus, pe, în Uniunea Femeilor din Gorj, sau mă rog, să ne contacteze telefonic, să se înscrie și dorim ca să meargă în excursie cu copiii. Pe lângă acest proiect mai avem și sprijinul doamnei Ana Maria Lungu, care ne ajută la, lucrează în învățământ, care ne ajută foarte mult în tot ceea ce înseamnă partea educativă. Partea educativă. Are foarte mulți copii care se implică în cântă la chitară, diverse, la vioară, la tot felul de lucruri. Cu ei merge mai departe și să știți că făcând, ați făcut o remarcă acolo, cum că facem cadouri numai pentru familie nevoiașe și copiii nevoiași. Nu, au fost premiați și copiii cu merite. Da, avem premii și pentru copiii cu merite deosebite. Nu neapărat la învățătură și în activitățile pe care le fac în afara școlii. Am înțeles. Iată că sunt foarte multe acțiuni, să spunem, pe care le aveți în derulare. Doamna Măruțoiu, cât de dificil, cât de greu este la un moment dat vii obosit de la serviciu și totuși să încerci să te dedici și muncii de voluntariat? Pentru că până la urmă ceea ce faceți aici în Asociația Uniunea Femeilor din Gorj este efectiv 100% voluntariat. Dacă o faci cu pasiune, nu mai necesită... se duce și oboseala, se duce totul, dar să o faci cu pasiune și să-ți placă oamenii cu care lucrezi și numai și beneficiarii pe care și cauzele sociale pentru care lucrezi. Cum ați luat decizia de a participa iată activ alături de colegii dumneavoastră din asociație? Sau cum ați aflat? M-a contactat doamna Andreea Popa și mi-a spus de asociație și eu sunt mereu deschisă la idei noi și imediat am venit, deci nu alături de dumnealor. Da, iată, pentru că în momentul în care a spus, știu ce înseamnă să pui bazele unui proiect nou și știu că la început este greu să-l popularizezi, să-l promovezi. Lumea este ignorantă, nu e suficient de atentă la ceea ce spui. Poate este insuficient interesată de acel proiect. Și știu că în debutul, iată, unei astfel de entități, e mai dificil să ajungi să te faci cunoscut, e mai dificil să audă oamenii de tine, după care când încep să apară rezultatele, evident, oamenii vin mult mai lejer către tine decât ar fi venit la început când, iată, să zic, mâine apare asociația, n-aude nimeni de dumneavoastră în primă instanță. După care ulterior, iată, acțiuni, promovare. Faptele contează. Corect? Faptele contează. Am avut o beneficiară de ajutor social, MUT, căreia i-a murit soțul și a rămas cu 4 copii și avea o situație în ideea că îi trebuia 800 de roni pentru a plăti factura la gaze, dacă mi-aduc aminte. Cred că de gaze este acum pe iarnă s-a întâmplat. Clar, a venit la asociație, acolo a fost consumare. A venit la asociație, a avut încredere în noi, s-au strâns acei bani și s-au dat pentru a face plata acelei facturi. De acolo vreau să vă spun că de la un singur om care a avut nevoie, au mai venit alți oameni cu acea persoană și așa ne-am adunat. Am înțeles, iată, spuneam chestiuni de suflet, spuneam în debutul emisiunii, mai sunt circa 4 minute, planuri pentru viitor, planuri pentru ceea ce înseamnă asociația în 2020, în 2021. Plănuiți să vă extindeți? Da, avem la nivel... și la Motru, și la Sadu, Cărbunești, Turceni, deci avem. Pe această cale aș dori să-i mulțumesc doamnei Aura Stoienescu pentru că ne-a pus
în valoare cumva sau la un spectacol organizat de Paște, unde am primit diploma de excelență pentru implicare deosebită în viața comunității și am fost onorate. A fost primul premiu pe care într-un fel l-am primit și acolo a fost pe undeva, am prins niște aripi. Am înțeles. La momentul acesta vorbim de câte, să spunem, sucursale, câte filiale avem la Târgu Jiu, avem la Rovinari. Suntem în, cum să vă spun, Motru, Sadu, Turcenii, suntem cam pe acolo, avem cam câte un om, doi. Care se ocupă, înțelegeți? Este foarte greu să găsești spațiu, este foarte greu. La Rovinari suntem foarte favorizate pentru că ne-a ajutat domnul primar. Ne-a pus la dispoziție un spațiu și... Suntem convinși că și aici, la Târgu Jiu, după ce vom comunica domnului primar cerința noastră, se va găsi o rezolvare. Îl știm, un om cu suflet mare, un om care își dorește binele comunității și nu văd de ce s-ar opune unui astfel de proiect. Stau și mă gândesc că, nu știu, într-un an, în doi ani de zile, vom vorbi practic de filiale în întreg județ, sau ce puțin asta vă doresc. Asta vrem. Să aveți nu doar membri activi în toate localitățile, ci să aveți filiale cu sediu în mai toate UAT-urile, mai toate localitățile Gorjului. Cel puțin în cele, să spunem, foarte, foarte mari, orașele și unde se poate în comunitățile rurale. Și pentru că am deschis acest subiect, oarecum, să spunem, precis, pentru că e clar că nu aveți o statistică, sau presupun că nu aveți o statistică, cele mai multe persoane sunt sau provin din mediul rural sau din mediul urban? Asta vreau să vă spun, că provin din mediul urban. Deci nici nu prea știi cam pe unde să te duci, că ei sunt cam peste tot. M-am spus, noi grupul țintă-l avem. Problema, mai avem câteva cazuri care au apelat la noi, dar încă nu am primit documentația și nu putem să facem nimic pentru... Foarte multă lume zice, dar de ce nu faci ceva și pentru cazul respectiv, că ai aflat că este bolnav? Și noi nu putem să ne ducem la familia respectivă și să intrăm în intimitatea lor. Deci numai dacă vin spre noi, noi suntem deschise. Am spus clar, am transmis undeva familiei, dacă dorește sprijinul nostru, noi suntem deschise. Exact. Noi nu putem să violăm intimitatea nimănui. Pur și simplu așteptăm și le întindem o mână de ajutor. Și cred că în tot ce am făcut noi până acum am rezolvat. Vi s-a întâmplat să aveți și cazuri pe care ați dorit să le rezolvați și n-ați găsit înțelegere din partea familiei? Adică, nu știu, la un moment dat să devină recalcitranți cei din familie, să zic că noi nu avem nevoie. Nu. Cu alte cuvinte, dumneavoastră, să vreți asociația și undeva pe parcurs să nu se mai poată finaliza. Să știți că poate pe undeva lumea a fost reticientă, dar am știut să discutăm, am știut să le punem la dispoziție ceea ce trebuia să le punem la dispoziție și apoi au comunicat. Mai aveam un caz, Ion Georgian, așa că mai avem timp, este o fată foarte scurt, care a apelat la noi, la asociație, este o persoană cu handicap, care a obținut o locuință de tip ANL și care își dorește să fie mobilată conform handicapului pe care îl are. Am înțeles. Stimate doamne, mulțumim pentru prezență. Ori dumneavoastră, ori alte doamne membre în asociația dumneavoastră, vă așteptăm cu mult interes, pentru că am mai spus-o, ori de câte ori putem ajuta, chiar și prin simpla promovare a unei entități ce ajută spațiul civic, o vom face, fără doar și poate. Până atunci însă, multă putere de muncă, mulțumim pentru frumos. Prezență și să ne revedem sănătoși. Vă mulțumim frumos! Doamnelor, domnilor, o seară cât mai plăcută, la revedere!